ce putere, decizie putea avea un dementar în regimul Voronin? În ce măsură lua decizie singur și în ce măsură vi se dicta? A, păi, ca să știți, vreau să vă spun un lucru. Anul 2001-2005, ceea ce spuneam eu, un grad total de libertate, un nivel foarte înalt de libertate, că nu ți se indica ce trebuie să faci. Și într-adevăr a fost așa. Această manieră de muncă mie mi-a plăcut foarte mult, fiindcă nu simțeam presiuni, eram liber împreună cu colectivul Ministerului Economiei să inițiem diferite abordări, reforme, acțiuni. Mi-aduc aminte chiar și de această reformă Ghiliotina 1, care nu a fost salutată de niciun minister sectorial. Însă a fost o reformă foarte și foarte necesară, dar una foarte complexă. Nu am terminat-o nici până în ziua de astăzi. Continuăm cu Ghiliotina 2+. Iată, această libertate m-a și făcut să cred că așa va fi mereu. Și că atitudinea pe care am simțit-o ca pentru ministru va fi una tare și în continuare. Însă, fiind deja la Parlament, am simțit că lucrurile sunt diferite. Orică zona de activitate s-a schimbat. Ministrul Economiei nu ești încă o figură clasică politică. Totuși rămâi a fi în mare măsură un tehnocrat. Pe când președintele Parlamentului nu mai este vorba de tehnocrație, e vorba de domeniul de activitate politică. Da, într-adevăr, aici am simțit cum unele inițiative care vin, inclusiv și conceptul de colaborare Parlament-Societatea Civilă, înaintarea unor inițiative proprii, vine să cauzeze niște atitudini critice. Deci simțeau nervozitate într-un fel. Da, din partea ex-președintelui țării. Și atunci vreau să vă spun că anume datorită acestei schimbări, fiindcă până atunci munceam mai mult cu colegii pe orizontală. Ne înțelegeam de minune. Și vorbesc nu doar de Voronin, vorbesc și de administrația prezidențială, vorbesc și de colegii de la guvern. Pe când în Parlament am simțit că se face o încercare ca relațiile să fie strict pe verticală. Ordine, executare. Inițiativele nu erau salutate. Și atunci imaginați-vă că 4 ani de zile la guvern, eu fiind deprins cu o manieră de colaborare, într-adevăr parteneriat, fiind pus în situația lichidării acestui parteneriat și încercarea de a fi stabilit un sistem autocrat, am simțit pe pielea mea acest lucru. Nu am acceptat această manieră, pe care motiv au și început conflictele, mai departe de ochii lumii, discrepanțele, erau foarte multe discuții, mai ales când plecam în deplasări. Dar ce constau? Puteți să-mi dați câteva exemple de aceste conflicte? Bine, de exemplu, același concept de colaborare cu societatea civilă. Ca proiect de hotărâre de Parlament a fost circulat, discutat, inclusiv și în cadrul fracțiunii majoritare. Care fracțiune a susținut această idee? Nimeni nu a spus nimic din administrația prezidențială, însă deja după adoptarea acestei hotărâri, mi se transmitea că era foarte bine dacă în prealabil acest concept era să fie coordonat, dacă se întreba ok sau nu, dar era să fie și mai bine dacă această inițiativă era să fie oferită șefului statului. Înțelegeți? Ori, aceeași ghiliotină pe care am promovat-o, un pachet de amendamente la circa 100 de legi. Parlamentul a adoptat acest pachet. Peste 2 săptămâni, el este remis de către președinție în Parlament, fără promulgare, și se solicită aproape o jumătate din acele modificări să fie anulate. În loc să executăm în mod automat această anulare, am privit cu multă atenție și am văzut că totuși nu au dreptate colegii din administrația prezidențială. Și am avut nevoie de 3 luni de zile de discuții, dialog, pe alocuri foarte contraversate și foarte dure. Cu
făcut ca cel să vă... Nu, pe atunci, discutam, în ultima instanță am stat cu Voronin. Mm. Până atunci discutam și coleg Reidman, fiindcă el ținea de competența lui, ținea sectorul economic. Însă ultimele câteva discuții au fost cu ex-președintele Voronin. Și vreau să vă spun că în mare parte, deci 90% totuși, am apărat acele decizii pe care le-a adoptat Parlamentul, fiindcă ele logic erau corecte. Corectă și bune pentru sistemul economic. Motivările erau diferite, să știți că noi vorbim nu de una sau două modificări, noi vorbim de 40 sau 50 modificări de legislație. Se găseau tot felul de explicații, dar care nu au fost convingătoare, fiindcă eu reacționam în atare situație, nu reieșind într-un orgoliu, că uite așa am decis și trebuie doar așa în varianta finală să fie. Urma mereu un exercițiu de analiză, fiindcă eu mereu admit că undeva pot să nu am dreptate, că e cineva care are o viziune mai clară, mai bună. Era posibil să ordone și până fără așa și gata. În dialogul cu mine știa foarte bine că asemenea metodă nu trece. Nu trece fiindcă însăși acest sistem 4 ani de zile la guvern, la minister, m-a educat că noi muncim în stil de parteneriat. Și atunci să schimb brusc măcazul, cel puțin nu în cazul meu. Iată de ce au pornit discrepanțe și în 2006 deja, 2007. Păi stați așa, noi am avut un dialog, o discuție cu mai mulți colegi de la PCRM. Că partidul trebuie reformat. Vedeți și o consonanță, da? Că rămâne în continuare, în actualitate, acest subiect. Că denumirea trebuie să fie schimbată și aceste discuții erau să fie foarte productive la început. Și atunci gândeam de o manieră serioasă, discutam și în cadrul grupului parlamentar PCRM, că e nevoie de aceste schimbări. Ele se fac simțite. Cu acest prilej am și venit la PCRM având în spate aceste discuții și aceste idei agriate. Mi-aduc aminte pe timpuri discutasem chiar și cu președintele partidului. Cu unele din aceste propuneri era de acord, cu altele nu prea de acord. Dar cu care era de acord? De exemplu, cu denumirea nu era de acord să fie schimbată, zicând că trebuie să fie o abordare... Bine, temerea era să fie că dacă se schimbă brandul, oricine n-ar fi în această țară care preia acest brand, fără a face nimic, va avea un 20-25% din electorat, pe această cale slăbindu-se pozițiile partidului. Dar cu ce era de acord? Cu modificări în aceleași documente de program. Uh-huh. Era de acord și cu ideea necesității de întinerire a cadrelor de conducere. În general vreau să vă spun că sesiunea parlamentară din 2005 i-a început bine în contextul ideii unui larg parteneriat politic, având ca obiectiv reintegrarea țării și integrarea europeană a Republicii Moldova. Și în pofida tuturor discrepanțelor ideologice și a luptei politice în Parlament, anii 2005-2006 până la alegerile locale 2007, eu am făcut tot posibil ca acest parteneriat declarat și adoptat printr-o hotărâre de Parlament unanim, chiar în prima ședință a plenului Parlamentului, să fie o formulă viabilă. Și a fost, din punctul meu de vedere, o formulă viabilă. Exact în acea perioadă de timp am adoptat o hotărâre de Parlament și ne-am luat angajamente de a lichida toate restanțele în fața Consiliului Europei. Sfârșitul anului 2005, după ce am revenit de la prima mea vizită la APCE, timp de un an jumate, doi, acest program legislativ a fost realizat. Atunci am pornit și procesul de descentralizare administrativă, o nouă redacție a legii prin administrația publică locală. Și aceste inițiative au generat
critici în adresa mea, fie și nu publice. Însă, ziceam, deseori când eram plecat peste hotare, în deplasări, se făceau ședințe speciale a fracțiunii majoritare pentru a fi lovit și pentru a se arăta unde este locul. Dar oricum, până în 2007, situația era una. Conform rezultatelor scrutinului din 2007, brusc s-a schimbat situația, s-a spus că nu mai valorează nimic acest parteneriat politic larg, lucru care m-a făcut să înțeleg că, de fapt, cei la ce am lucrat 2 ani și jumătate, practic nu valorează nimic. Și anii, deja 2007, 2008, început de 2009, deja înregistrau o completamente altă situație și alte relații între noi.